Pentru pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți a fost un moment cu o mare încărcătură emoțională, mai ales că slujba de pomenire a Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș a fost urmată de trecerea rezervă a unui coleg. Pompierii militari și civili și-au ales ca ocrotitor și îmbăvitor pe Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, tocmai datorită calităților pe care bătrânul ierarh le-a avut de ascultător și smerit, dar mai ales de viteaz și biruitor în lupta cu puterea focului. În fiecare an, la data de 15 septembrie, pompierii mehedințeni îl prăznuiesc pe Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul pompierilor din întreaga țară. La troița ridicată în cinstea Sfântului din municipiul Orșova, pompierii au organizat o slujbă de pomenire, dar și de binecuvântare a tuturor pompierilor. Pompierii și-au ales ca ocrotitor și spăvitor pe Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, tocmai datorită calităților pe care bătrânul le-a avut, în special cea de biruitor în lupta cu puterea focului. Tradiția spune că momentul trecerii sale în neființă, clopotele mănăstirii au început să bată singure. La data de 28 februarie 1950, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât trecerea înceată a Sfinților a Mitropolitului Iosif, stabilindu-se că data de cinstire a Sfântului este 15 septembrie a fiecărui an.